trei morți și trei răniți și patru mașini distruse într-un accident petrecut astăzi în județul Iași. O mașină Ford care mergea cu viteză dinspre Târgu Frumos spre Iași a trecut inexplicabil pe contrasens și a intrat în plin în alte două autoturisme. Cei trei pasageri care se aflau în autoturismul Ford au decedat pe loc. În zonă au fost trimise mai multe ambulanțe și un elicopter smurd. Trei persoane au fost duse de urgență la spital. Printre ele se afla și un cetățean canadian care a avut un atac de panică. O victimă a fost preluată de un echipaj de terapie intensivă mobilă, o alta de un echipaj al serviciului județean. De de ambulanță, cea de-a treia fiind preluată de un echipaj de prim ajutor. Helicopterul trimis la fața locului pentru a prelua victimele din fordul care a produs accidentul a fost întors din drum, întrucât victimele aveau leziuni incompatibile cu viața, a declarat Diana Cimpoeșu, coordonator Zmurdiaș. De asemenea, mai multe echipaje de poliție au sosit la fața locului și au început o anchetă pentru a stabili exact cauzele producerii accidentului.